În următoarele zile, vremea rămâne instabilă și va ploua, dar valorile termice vor urca ușor, iată pe larg datele meteo. În județul Arad, vremea va fi ușor instabilă, cerul va fi temporar noros și pe arii extinse se vor semna la ploi și averse, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Minima nopții va fi de 8 grade Celsius la Arad și la Șiria. Mâine, vremea în județul Arad rămâne instabilă, cu cer temporar noros, favorabil averselor, însoțite de descărcări electrice. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre vest. Temperaturile maxime vor fi de 16 grade Celsius la Șiria și 19 la Arad. În Careș Severin, la noapte, vremea va fi ușor instabilă. Cerul va fi temporar noros. Va ploua și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre vest. Minimele vor fi de 8 grade Celsius în Reșița și în stațiunea Băile Herculane și 9 grade în Caransebeș și în Oravița. În Careș Severin, mâine, în continuare, vreme instabilă, cu cer temporar noros și ploi pe arii extinse însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de precipitații vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, cu intensificări de scurtă durată. Maximele vor fi de 18 grade Celsius în Oravița, Reșița și Caransebeș și 19 grade în stațiunea Băile Herculane. Și în Timiș, la noapte, o vreme instabilă. Cerul va fi temporar noros și va ploua. Vor fi și descărcări electrice, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre vest. Minimele sunt de 8 grade Celsius în Jimbolia, San Nicolae Mare și Timișoara și 9 în Lugoj. Mâine în Timiș tot o vreme instabilă, cu cer temporar noros și ploi pe arii extinse. Se vor semna la și averse, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Maximele vor fi de 19 grade Celsius la Lugoj, Timișoara, San Nicolae Mare și Jimbolia. La noapte în Timișoara, vremea va fi ușor instabilă, cerul va fi temporar noros și va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Temperatura minimă va fi de 8 grade Celsius. Timișorenii au parte mâine tot de vreme instabilă, cu cer temporar noros și ploi. Vântul va sufla de la slab la moderat din spre vest. Maxima zilei va fi de 19 grade Celsius. Duminică, vremea va fi în general instabilă, cerul va fi temporar noros. Local se vor semna la ploi și averse însoțite de descărcări electrice. Izolat, mai ales în zonele montane, cantitățile de precipitații pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Temperaturile minime vor fi de 9 grade Celsius în Arad și Careș Severin și 10 grade în Timiș, iar cele maxime vor fi de 19 grade în Arad, 20 în Careș Severin și 21 în Timiș. Luni, vremea va fi în general instabilă, iar cerul temporar noros. Pe arii relativ extinse, îndeosebi în a doua parte a intervalului, se vor semna la ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre sud-vest, cu intensificări temporare. Minimele vor fi de 8 grade Celsius în Timiș și Arad și 10 în Careș Severin, iar cele maxime de 18 grade în Arad, 19 în Timiș și 21 în Careș Severin.